În mijlocul traficului, Emil și tatăl său, François, se ceartă pentru că Emil nu a vrut să vină și au întârziat din cauza lui. În cele din urmă, Emil se plictisește de certurile tatălui său și iese din mașină, așa că François se duce după el. În acel moment observă o ambulanță care se clatină, în timp ce ceva țipă înăuntru, înainte ca geamurile să se spargă. François îl trage imediat pe Emil în ascunzătoare, în timp ce ușile ambulanței sunt împinse și o creatură jumătate pasăre, jumătate om iese, aterizând deasupra unei mașini. Ofițerii de securitate se grăbesc să recupereze mutantul, care se zbate și țipă la ei, speriindu-i pe toți cei de pe drum. Mutantul reușește să-i îndepărteze pe ofițer de el și apoi fuge. Ceva mai târziu, Emil și François ajung la spital pentru a-l vedea pe doctorul care o tratează pe mama lui Emil, Lana, care de asemenea se transformă într-un animal. Se pare că în ultimii 2 ani, mulți oameni din toată țara au început brusc să se transforme în forme mai animalice și de cele mai multe ori ajung să fie foarte violenți. Autoritățile fac tot posibilul să-i prindă pe toți și să-i țină în instituții specializate, unde mutanții sunt ținuți calm cu sedative, în timp ce sunt studiați, în speranța de a găsi un leac. Cei mai mulți oameni se tem de mutanți și vor ca aceștia să fie închiși. Emil nu vrea să-și vadă mama pentru că a devenit neîncrezător în ea, de când l-a zgâriat accidental pe față, dar François insistă că este încă din familie. Doctorul explică faptul că s-a deschis un centru de primire nou și mai avansat în sud și că Lana ar trebui să fie transferat acolo, lucru pe care François acceptă rapidă. El vrea să se mute acolo împreună cu Emil pentru ca ei să poată începe o viață nouă, departe de judecata oamenilor care o cunoșteau deja pe Lana. Când intră în camera Lanei, Emil observă toate zgârieturile de pe pereți și nu se apropie prea mult. François stă totuși lângă ea și vorbește crezând cu ajută, dar Emil nu crede că ea poate înțelege nimic din ce spune. Câteva săptămâni mai târziu, Emil, François și câinele lor se mută în noua lor casă de lângă pădure. Curând, Emil începe să meargă la școală și când este prezentat clasei, Nina pune prea multe întrebări. Emil decide să mintă și spune că mama lui a murit, înainte de a explica că cicatricea lui a fost provocată de un fulger. Mai târziu în acea noapte, o furtună uriașă lovește orașul. Se întrerupe curentul, iar Emil este trezit de zgomotul provocat de vânt și de fulgere. Se duce să verifice fereastra și este speriat de o creatură care se uită în casă, dar imediat ce François aduce curentul, creatura dispare. A doua zi, ei primesc un apel de urgență și se grăbesc să ajungă la lacul local, unde poliția și pompieri au închis zona. Se pare că furtuna a făcut ca o ambulanță să iasă de pe șosea și să se prăbușească în lac, iar când văd un polițist care recuperează cadavrul unei creaturi, François se teme de ce mai rău. Aceasta era ambulanța care îi transporta pe toți mutanții la noul centru, iar acum jumătate dintre ei sunt morți, în timp ce alții au scăpat. Polițiștii îl imobilizează pe François disperat, în timp ce acesta strigă după soția sa, dar ofițerul Giulia îl asigură că nu a găsit corpul Lanei, așa că trebuie să fie undeva în pădure. După ce se întorc, François începe să agațe câteva dintre hainele lor, în copacii din jurul casei, în speranța că mirosul o va ghida pe Lana spre ele. A doua zi, în timpul orei, profesorul de gimnastică trimite clasa să se joace, iar întreaga echipa lui Emil cade imediat la pământ, cu excepția lui. În mod surprinzător, el este capabil să tragă singur suficient de mult timp pentru ca echipa sa să se reîntâlnească cu el și să câștige meciul. După aceea, toată lumea este impresionată de puterea lui Emil și îl invită la o petrecere. Cu toate acestea, Emil este preocupat să-și inspecteze degetele și se grăbește să se întoarcă la el acasă, unde folosește o pensetă pentru a scoate ceva de sub unghii, în timp ce țipă de durere. Este șocat să descopere niște ghiare mici, ceea ce înseamnă că începe încet încet să mute și el. Apoi își verifică spatele în oglindă și observă că și forma coloanei sale se schimbă. Furios, aruncă totul prin baie, înainte de a intra în cadă, pentru a se spăla de rușine. Câinele său intră în cadă cu el pentru a-l consola. Între timp, François se duce la poștă și se întâlnește cu Giulia, care îl informează că nu se mai fac căutări, pentru că guvernul a promis că va trimite armata. Dintr-o dată au niște țipete, pentru că clienții au văzut un mutant. Giulia le ordonă cu echipierilor ei să evacueze molul, dar François îl caută pe mutant pentru a verifica dacă este vorba de Lana. Creatura se dovedește a fi un mutant calamar, care nu vrea decât niște pește să mănânce, iar când observă că a fost găsită, aruncă o cutie de creveține înainte de a fugi. Ea continuă să arunce mâncare la întâmplare în Giulia, în timp ce aceasta urmărește, dar acest lucru nu este suficient pentru a opri un ofițer antrenat, așa că Giulia sare pe ea pentru a captura. François se uită sub niște exponate și găsește un alt mutant care pare teribil de speriat, dar decide să nu le spună polițiștilor. Vinerea următoare, Emil se duce la petrecere și se distrează copios. Colegii lui de clasă admiră săbile aduse de un tip care va face o prezentare la viitorul festival de vară. Dintr-o dată, alcoolul începe să-i provoace lui Emil o stare de rău și cade de pe scaun. Nina îi dă niște medicamente, iar Emil nu se poate abține să nu-i lingă mâna pentru a le lua, ceea ce-i face pe toți să se sperie. Rușinat și stânjenit, Emil fuge prin pădure, auzind zgomotele făcute de ceilalți mutanți. Emil se trezește lângă lac când aude zgomotele făcute de o barcă cu motor care trece pe acolo. El găsește sânge în gură și scuipe imediat înainte de a pleca, văzând grafite antimutanți în drumul său spre casă. La el acasă, se duce la baie și vomită o pană, ceea ce îl face să-și dea seama că a mâncat o pasăre noaptea trecută.
Ulterior, François și Emil ignoră barierele și merg în pădure pentru a căuta pe Lana. Emil îl întreabă pe tatăl său cum s-a simțit când Lana a început să se schimbe, iar François explică că nu i-a fost niciodată frică. Era tot soția lui, doar că era puțin diferită. Când se lasă noaptea, ei continuă căutările în mașină, țipând prin geamuri, în timp ce pun la volum maxim melodia preferată a Lanei. Ajung să petreacă noaptea în mașină, iar dimineața, Emil observă că unghiile se schimbă din nou. Dintr-o dată, câinele său fuge, iar Emil îl urmărește, doar pentru a descoperi un mutant pe un copac. În acel moment, omul pasăre de la început îl plachează pe Emil la pământ și începe să lovească cu aripile, în timp ce ghearele sale rănesc la umăr, făcându-l să sângereze. Omul îngheață însă când se uită în ochii lui Emil și își dă seama că și el este un mutant. Țipetele lui Emil îl fac pe François să alerge la fiul său, apucându-l de braț, în timp ce îi cere omului pasăre să stea departe. După ce se întorc în mașină, François anunță că merg la spital, dar Emil refuză pentru că vor descoperi adevărul. Cearta lor face ca aproape să se izbească de un cal, dar François oprește mașina la timp și observă că au ajuns la școala de echitație. Polițiștii sunt prin preajmă și Julia le explică faptul că un mutant este acolo, așa că François profită de ocazie pentru a le cere o favoare. O asistentă din armată ajunge să-i dea lui Emil copcile și crede povestea că un câine l-a mușcat de umăr. Mai târziu acasă, Emil îndepărtează o parte din copci și începe să lingă rana. Ceva mai târziu, în timpul orei de laborator, Emil observă că Nina are un colier cu o pană, ca cea pe care a vomitat-o și se sperie, dar Nina l-atenționează imediat. Apoi nu se poate concentra pentru că este distras de animalele care scârțe în cușca lor. În cele din urmă, se enervează și țipă la ei, spunându-le să tacă din gură. După ore, Emil are probleme în a merge pe bicicletă din cauza schimbărilor corporale, iar Nina face tot posibilul să-l ajute, invitându-l chiar să stea la ea acasă. În timp ce pregătește o gustare, Emil deschide frigiderul și găsește o pasăre moartă, așa că Nina îi spune că a găsit-o la ușa ei după petrecere și a luat pana pentru colieră. Emil își dă seama că nu a mâncat-o și a lăsat-o ca pe un cadou. Nina o păstrează pentru că o va dona ca mâncare pentru mutanți. Ulterior, Emil intră în lac și prinde un pește cu propriile mâini, care este văzut de un vecin. Apoi îl caută pe omul pasăre, care încearcă să zboare și cade mereu pe pământ. Emil îi lasă peștele și află că s-a numit Fix, pentru că nu-și amintește numele său. Văzând rănile lui Fix, Emil îi arată că există un loc mai sigur pentru a exersa. După ce Emil îndepărtează toate crengile din apă pentru a evita mai multe răni, Fix este de acord să se antreneze acolo. Seara, Emil încearcă să se întoarcă acasă cu bicicleta, dar continuă să cadă, așa că decide să o lase în pădure și să-i spună tatălui său că i-a fost furată. Între timp, la barul la care lucrează François, descoperă că proprietarul a făcut tricouri antimutanți, ceea ce îl face să se simtă foarte incomodă. Apoi duce gunoiul și aude niște zgomote în curtea din spate, când brusc este prins de un mutant care îl împinge pe François la pământ. Observând că mutantul este în lanțuri, François încearcă să-l calmeze pașnic, doar că vede un al doilea mutant care fuge. În acel moment, o colegă de serviciu împinge creatura înapoi cu o vâzlă, dezvăluind că mutantul este o rudă de ei și că l-a ascuns la serviciu. Ea și François încearcă să ghideze creatura înapoi în ascunzătoare, dar mutantul se sperie și se duce în fața barului, făcându-i pe toți să fugă în panică. Crezând că cealaltă creatură ar fi putut fi Lana, François leargă în pădure și o găsește pe soția sa în formă de urs, care îi face un zgomot înainte de a pleca. Mai târziu, în timpul prânzului la școală, Emil simte ceva în gură și scuipă brusc un dinte. Ceilalți sunt scârbiți, așa că el pretinde că era un dinte de lapte. După amiază îl vizitează pe Fix, care continuă să cadă în apă, în timp ce încearcă să învețe să zboare. Când Fix ia o pauză, Emil se uită la rănile sale și îi scoate bandajul de pe față, descoperind că doctorii au făcut o operație oribilă pentru a îndepărta ciocul care crescuse. Seara, Julia merge cu François în pădure pentru a-l ajuta să o caute pe Lana, iar ei trebuie să se ascundă de fiecare dată când văd o mașină de poliție trecând pe lângă ei. În cele din urmă nu găsesc nicio creatură, dar François este șocat să găsească bicicleta lui Emil. Când se întoarce acasă, François descoperă că chiuveta din baie este înfundată, așa că scoate țeava pentru a o goli. Înăuntru găsește o mulțime de păr și câteva ghiare, ceea ce îl face în cele din urmă să realizeze că și Emil se schimbă. Odată ce Emil ajunge și la casă, François arată ghiarele și bicicleta, dar Emil neagă totul. El a încuiat ușa și refuză să lase înăuntru până când nu mărturisește, așa că Emil încearcă să fugă. François, disperat, aleargă după el și îl trântește la pământ, îmbrățișindu-l strâns pe Emil, care are o criză de nervi. A doua zi dimineață, Emil mănâncă direct din farfurie, în loc să folosească furculița, dar François rămâne să-l susțină. De asemenea, îi împărtășește o parte din medicamentul Lanei, pentru ca Emil să-și poată controla impulsurile în timp ce este în clasă. Apoi François verifică gura lui Emil și confirmă că deocamdată colții sunt în spate și încă nu se pot vedea. Îi amintește fiului său să-și taie unghiile în fiecare zi și îi pune niște vată în urechi înainte de a le acoperi cu păr, astfel încât auzul său îmbunătățit să nu fie copleșit de zgomote. În cele din urmă, François arată lui Emil cum să folosească o cremă depilatoare pe corp.
Mai târziu în acea zi, Emil discută cu Nina la telefon, în timp ce face o plimbare în afara casei. O roagă pe Nina să țipe și când aceasta o face, este fericit să descopere că o poate auzi de acolo. A doua zi, Emil îl vizitează pe Fix și descoperă că acesta nu mai poate vorbi, ci doar scoate sunete de pasăre. După ce Emil îl îmbrățișează, Fix se urcă într-un copac și apoi sare, dezvăluind că în sfârșit este capabil să zboare și că îi place foarte mult să o facă. Ulterior, Emil merge la festival, unde lucrează tatăl său. François este furios să-l vadă, deoarece Emil ar trebui să se ascundă și urmează o ceartă care degenerează rapid în agresiune fizică. Emil mâre în timp ce își mușcă tatăl de umăr, fără să-i dea drumul, până când François l-amenință cu farfeca. Supărat și confuz, Emil se îndepărtează și dă peste Nina, care îl invită să facă o plimbare. Ei sfârșesc prin a se săruta și situația se încinge rapid, așa că se întind. Când Emil se dezbracă, Nina descoperă părul și coloana vertebrală schimbată, dar spune că știa și continuă oricum. Apoi se întorc la festival, iar Emil se duce la baie, unde este încolțit de un coleg de clasă, care a văzut pe el și pe Nina pe câmp. Tipul face zgomot cu o mașinărie, pe care doar animalele ar trebui să o audă, și rănește imediat pe Emil la urechi. Speriat, Emil îl atacă, lăsându-i urme de zgârieturi pe față. Emil fuge imediat să se ascundă pe câmp, în timp ce băiatul alertează toți localnicii, făcându-i să-și ia armele și să cheme poliția. În curând, un câine îl găsește, dar Emil îl sperie. Văzând câinele fugind, doi bărbați deschid focul în direcția respectivă, iar alarma începe să se declanșeze. Emil aleargă cât de repede poate, în timp ce o grămadă de oameni îl urmăresc, iar când un tip este pe punctul de a-l împușca, Fix zboară și îl împinge pe tip, omorându-l cu ghearele. Apoi Fix zboară în pădure pentru ca Emil să-l poată urmări. O mașină de poliție urmărește, iar Emil traversează lacul pentru a-i opri, dar oamenii deschid focul de peste apă și lovesc din păcate pe Fix. Emil se duce imediat lângă prietenul său și plânge în timp ce Fix moare în brațele sale. Câteva minute mai târziu, François și vânătorii găsesc cadavrul lui Fix, dar nu-l văd pe Emil. Între timp în oraș, un mutant mare se furișează în timp ce camioanele armatei se îndreaptă spre pădure. A doua zi, Emil rămâne ascuns în pădure, mâncând orice fruct pe care îl găsește. Seara, se urcă într-un copac și se alătură corului de creaturi nocturne. În noaptea următoare, o furtună lovește zona, așa că Emil se ascunde într-o peșteră. El se sperie când este abordat de un urs, doar pentru a-și da seama că aceasta este mama sa. Ei se apropie pentru a se recunoaște, apoi Lana pleacă, dorind ca fiul ei să urmeze. Emil face acest lucru și descoperă mutanții care trăiesc împreună în armonie, inclusiv fata cameleonă. În acel moment vede rachete de semnalizare trase pe cer, ceea ce înseamnă că armata i-a găsit. Emil și mutanții încearcă să fugă și să se ascundă, dar soldații folosesc sunetul dureros, iar creaturile nu pot face altceva decât să cadă la pământ de durere și să fie capturate. Singura care reușește să scape este fata cameleon, care folosește camuflajul pentru a se ascunde. Mai târziu, la secția de poliție, François ajută pe Emil să declare că a fost beat și a ajuns în pădure din greșeală. Totuși, când Emil trebuie să semneze actele de liberare, mâna lui nu poate apuca pixul și rupe foaia. Când îi dă alta, Emil nu se poate abține să nu facă zgomote, așa că François îl împinge imediat pe polițist pentru a-l pune la pământ înainte ca acesta să dea alarma. Polițistul se lovește la cap și leșină, în timp ce François semnează documentul, apoi îl arată rapid de recepționerului și pleacă cu succes împreună cu Emil. După aceea se urcă în mașină pentru a părăsi orașul. Curând, poliția începe să-i urmărească, dar François îi promite lui Emil că nu va merge la nicio instituție și conduce cât mai repede posibil, trecând printr-un gar pentru a ajunge în pădure. Apoi François îi spune fiului său să fugă, iar Emil face acest lucru în timp ce țipă de fericire. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare!